Sâmbătă 31 august 2019 mă aflu în orașul Boicoi, la sediul Columbo Drumului Internațional Orizont, unde particip la etapa derby semifinală de la Cehul Selvaniei, ce 335 de km. Acum am plăcerea deosebită să stau de vorbă cu un tandem nou înființat, am înțeles, da? În 2019. Domnul Bebe Stoica din Dâmbovița și domnul Mihai Daniel Coman din Prahova. De unde până unde tandemul? Cum s-a înfiripat? Ne-am prietenit pe Facebook, l-am felicitat pe dânsul pentru rezultatele obținute anul trecut. La Transilvania și nu numai, nu? Transilvania și nu numai. La porumbei de top. Și la porumbei de top, da? Inițial am vrut să cumpăr la dânsul 2 porumbei, după care am făcut un tandem și, după cum se vede, am ajuns aici în semifinală. Frumos! Și poate și la anul, în continuare, vom face un tandem. Pe domnul Stoica, știu că e zburător înfocat pe Columbo. Dumneavoastră la fel? Chiar eu, din păcate, m-am lăsat de porumbei, dar plăcerea a rămas și tocmai de aceea m-am cuplat cu dânsul că are porumbei de calitate și poate cine știe ne vedem și în final. Super! Mă obligați să mai vă iau un interviu, domnul Stoica, după aia. La Transilvania am rămas dator. Nu rămâne dator niciodată. Nu, eu față de dumneavoastră, că trebuia să mai stau să mai iau unul, dar... Veneau porumbei în prima zi, aveam timp, dar a doua zi și nu. Ce faceți? Cum e? E bine. Cum stați aici? Foarte bine, ne simțim chiar foarte bine, nu mă gândeam să fie așa atmosferă. E prima oară când veniți la Orizont? Am venit la o etapă, acum două săptămâni. Câți porumbei mai aveți aici? Mai avem 2 porumbei din 5. Cum a fost sezonul? Alte linii de porumbei pentru distanțe mai mici, adică am văzut că e finala mai scurtă, concentrează bănește. Ce ați adus? Ce v-a rămas acum între ăștia doi ca și origini? Ce sunt? Ca și origini am adus niște linii de over, water, de Battenburg, știți, față de ce aveam noi și mai mult pentru distanțele astea, că eu la distanță nu își foloseam pe ele chemii care mă bazam. Da. Încercăm, am... E prima oară când jucați la Orizont aici? Nu mă așteptam și am avut și la Suprem 2 frați de cuib din același cuplu, adică cuplu adus acum l-am încercat, adică la prima... Da? Am riscat, am băgat, am rămas, în locul 33 și 144, dar am mers până la capăt. V-ați verificat tot treaba acolo, dar știți exact perechea cum stați. Iar îmi pare bine că... Iar cu Daniel chiar îmi pare bine că aici ar fi singurul unde aș vrea să câștig un singur colmodrom. Mai mult pentru el, să bucure. Eu știu cum e. E acasă în Prahova aici, nu? Păi m-a contactat pe Facebook să cumpere 2 porumbei. Zic, mă frate, cât mai dai polo, cât ce rost are. Hai să facem un tandem, înțelegi? Băgăm o echipă și am înțeles și sper să iasă bine. Frumos! Măcar să mai vedeți și ceva în final aici. Dar ce vorbim aveți dacă reușiți să câștigați un loc bun acum în semifinal, în final, îl convingem pe domnul Daniel să se reapuce de porumbei și acasă? Domnul Daniel oricum e convins că după treaba asta, că e un colbofil înrăit, după cât eram văzut eu, dar ce să fac mai... S-au zis câștig aici, după o să mai ia niște pui de la dumneavoastră să și infiripe și matca acasă. Vom face tandem în continuare și da, mergem așa și noi să ne distrăm, să nu trebuie neapărat să luăm. Da, da, așa. Participarea e cea mai importantă și socializarea este? Dacă nu participi, nu câștigi, că așa sunt mulți care, dacă băgam eu, făceam, dar vezi, da. Dacă nu faci, nu... Anul ăsta ați mai băgat undeva pe vreun colbodrom? Așa se colbodrom. Pe unde? La Transilvania, la porumbei de top, la Bucșani, la Ghimpați, la Orizont, la Suprem. Bun, două s-au dus, ne întâlnim și pe la Transilvania acolo, dacă e. Acolo vă merge dumneavoastră bine, că aia rola mai rare, e fiat așa mai. Super! Ne vedem, când e? Mâine, nu? Mâine, dar... Ne vedem pe acolo și mâine. Cu siguranță, da, mi-am luat un ce mai bani. Pentru astăzi așteptări? Deja etapă, cum să zic, în premii. Distanța, m-am văzut în primele două, trei etape, n-am avut porumbei în prima sută, la niciun conform. Da? Vă dați seama. Dar de ce să mărește distanța? E mai bine, nu? Prima sută, știi? Și asta e un lucru bun. De exemplu, a fost în finala la Transilvania, am trăit primii 80. Până în semifinala l-am avut în prima sută. Bun, vedeți cum se strâng lucrurile, da? Deci asta mă bucură. Poate mâine faceți o figură frumoasă și la Transilvania? Nu prea aș vrea că știți ce se întâmplă dacă câștigeam de anapoi și zice lumea, frate, că aranjat. Se aud vorbe, nu? Înțeleg, se aud vorbe și n-are rost. Mai bine să prind și eu acolo, să am să fă și să fă și unul colorat. Eu am colorat. Domn Daniel, de unde sunteți, din ce localitate, din Prahova? Din Breaza. Din Breaza aici? Din Breaza, da, aici. Da. O grupare columbofilă foarte puternică la noastră. Puternică, în general, Breaza a avut club puternic și a făcut treabă serioasă și la toate etapele. De are oameni și în UCP și în FCPR, știu. UCP și FCPR. Grupări puternice. Grupări puternice.
Sute de oameni acolo, nu? Și pe munte, acum mai nou, mai mult în jos. Da, am văzut că s-a schimbat ruta de zbor. Ruta de zbor, competiția e foarte puternică. Am înțeles că la Porumbei ați renunțat, dar crescătoria ați lăsat-o, nu? Crescătoria încă o mai am, dar... Poate nu o dărâmați. Poate nu o dărâmați. Nu o dărâmați. Nu se știe niciodată. Exact. Așa e, ce surpriză plăcută și... Așa este. Într-o bună zi venim pe la noastră să filmăm Porumbei. Posibil, posibil. Nu? E posibil, da. Vă mulțumesc pentru amabilitate. Foarte mulțumim. Poate facem tandem și... Da, și în campionat, cine știe, da. Dar vă permite timpul să vă ocupați de ei în timpul zilei, în timpul sezonului? Îmi permite să zic că o dată pe zi cel puțin aș avea timp și de ei. Dar nu chiar de două ori, cum la Columbofilul. Ori dimineața, ori seara, nu? Dimineața, ori seara aș putea să mă ocup, dar ambele nu le-aș putea face. Până acum unde ați jucat? În ce grup are? Am jucat la Breaza, la FCPR și Poiana Câmpina, tot FCPR. Și rezultate au fost? Au fost rezultate. Era ruta de zbor pe Bruno. Am luat un loc 2 pe județ. Un mascul, chiar 5 porumbei am avut la Bruno, 2 Bruno cu toți 5 veniți. Bun. A zi 3, a doua zi 2, la primul Bruno. Un concurs dificil, Bruno. Un concurs dificil, o rută destul de bună, cred că, pentru toți columbofilii. Totuși, e rută foarte grea pe munte. Yes. Și probabil de asta și renunțat foarte mult chiar. Așa este, da. Sunteți tânăr oricum. Dacă sunteți pasionat oarecum în continuare, eu sunt convins că o să reveniți. E posibil oricând. Pentru astăzi vă felicit, domnul Stoica, domnul Daniel. Vă țin pumni aici. Să vă filmez pe podiumul de astăzi, da? Doamne ajută! Semifinala e pe premii? Posibil orice. Posibil orice este? Posibil orice. Baftă mult în continuare. Mulțumesc. Cu stimă, numai bine.